Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete! Am vrut să fie o seară de sărbătoare pentru dumneavoastră, știu că sunt numai sărbători zilele astea, sunteți captați cu tot felul de uh, emisiuni, cu meciuri, dar venim și noi cu o emisiune extraordinară, cu un invitat pe care îl iubiți și eu îl iubesc, deși până astăzi n-am interacționat direct niciodată. Este vorba despre doamna Delia Mureșan. Bună seara, Delia! Mă bucur tare mult că ești cu noi și aș vrea să ne spui câteva cuvinte, cu toate că sunt convinsă că toți prietenii acestui canal te cunosc. Spune-ne câteva cuvinte despre tine. Bună seara tuturor, mă bucur că sunt aici și mă bucur să interacționez și cu audiența ta și cu toată lumea în care mă cunoaște și pentru cei care nu mă cunosc, că sunt Delia Mureșan, lucrez în această lume magică, a spiritualității și a legăturii cu îngeri, în mod special, din 2010-2011, deci am, am vechime, să zic așa. E o lume fascinantă, și ce vreau eu să transmit tuturor este că e foarte important să ne lăsăm duși de mânuța acolo unde este misiunea noastră. Asta am făcut și eu. M-am lăsat ghidată să-mi urmez misiunea, chiar dacă am avut câțiva ani în care am încercat să, să mă îndepărtez de lumea asta, neștiind ce e acolo și necrezându-mă în stare că pot să fiu un ghid al îngerilor. Până la urmă am avut încredere și am zis, doamne, îngeri, puneți-mă acolo unde este nevoie de mine. Și oamenii trebuie să înțeleagă că misiunea nu ți-o alegi tu. Nu m-am trezit într-o dimineață în care am zis, gata, eu în 2010 să spun, o să fiu un terapeut, o să lucrez cu îngerii. Vorbim ca și astăzi este, este, să zic, contestat sau multă lume poate nu înțelege această legătură cu ungerii. dar păi în 2010 când am, în, când am început eu. Și indiferent despre ce este vorba, trebuie să ne lăsăm călăuziți, să ne lăsăm duși de mânuță acolo unde este nevoie de noi, acolo unde putem să fim uh, puși în valoare și darurile noastre să fie, să fie puse în valoare. Acum, uh, foarte multe despre mine. Pot să vă mai spun doar că uh, sunt uh, absolventă Facultății de Psihologie. Uh, am făcut formări în uh, psihoterapie pozitivă și în NLP și foarte multe alte formări în străinătate. Am uh, avut ocazie să întâlnesc pe cei mai mari învățători spirituale ai momentului și sunt tare recunoscătoare că am putut să îl cunosc și pe Wayne Dyer, să particip la o conferință cu el sau chiar lui Hay uh, Să interacționez cu Neil Donald Walsh la care am fost la mai multe conferințe. să cunosc pe absolut toată lumea care lucrează în zona asta, a îngerilor, că vorbim aici și despre Kyle Gray, că vorbim aici și despre um, Diana Cooper. Sunt o grămadă de oameni în zona asta, Lorna pe absolut toți am reușit să îi cunosc, să particip la conferințele lor și mi se pare atât de important să te deschizi, să primești și să te lași ghidat astfel încât tu să transmiți în felul tău metoda ta, pentru că sunt foarte multe, poate, Citim că se face, nu știu, te rogi într-un fel la un arhanghel și poate eu îți spun în alt fel, pentru că asta este călăuzirea pe care eu am primit-o, și oamenii trebuie să aleagă cu ce rezonează sau să găsească o altă cale care este potrivită pentru ei. Și atunci, ce îmi place mie să spun este că creezi acel spațiu ca tu să primești toate acele. Informații, dar mai ales cunoaștere, pentru că informațiile le găsim pe toate gardurile, și la un simplu Google, dar acea cunoaștere, acel transfer de cunoaștere este cu totul și cu totul special și, de fapt, ne reamintim niște lucruri care sunt, sunt în noi și creezi spațiu să accesezi acea cunoaștere, să primești acele informații de care ai nevoie. Să te dezvolți, și evident, în funcție de etapa în care ești, ta da, să rezolvi ceva, să te eliberezi de ceva, să vindești ceva, depinde despre ce, despre ce este vorba. Pentru că terapia cu ungeri. Este, de fapt, un stil de viață. Trebuie să integrezi prezența îngerilor în absolut orice aspect din viața ta, că este vorba despre sănătate, că este vorba de a găsi o soluție, că este vorba de a-ți găsi un loc de parcare, de a-ți cumpăra o rochie. Uh, ei te ajută în absolut toate, toate aspectele din viața ta. Și în momentul în care tu. Uh, te conectezi și hrănești pentru că este o, o legătură pe, pentru ambele părți. Ei comunică, dar și noi trebuie să fim dispuși să primim mesajele, să acționăm. În momentul în care există această energie și această comunicare, vreau să zic că viața se schimbă și nu sunt vorbe mari, așa și este. Simți că nu mai e singur, nu mai e singură și simți că ai întotdeauna ajutor și călăuzire la fiecare pas. Așa este, ți-am spus că asta practic de niște ani de zile și de fapt nici nu mai pot să spun că practic, este un stil de viață. Uh -huh. Este un stil de viață, mi-a intrat în obișnuință. Nu pot să nu fiu uh, legată de energia îngerilor pentru că fac parte din mine. Deci așa văd, așa Așa, uh, așa și sunt, ei a. sunt parte din noi. Eu... Așa am primit mesajul, că Dumnezeu a creat totul. Dacă Dumnezeu a creat totul, noi sunt part, suntem parte din tot. Dacă Dumnezeu a creat îngerii, noi suntem îngeri. Da? Adică suntem uh, un tot, suntem una cu tot și toate. Și de fapt și în inițierile pe care noi le facem, în inițierea aia pe care o primești de la Arhanghel, de fapt se activează acea energie în tine. Adică nu este doar un arhanghel care este undeva în exterior, că nu ne dăm puterea, asta încerc să le explic. Atunci nu-ți dai puterea, nu zici, Doamne, dăm și după aceea stai și ce? Da, nu mi-a dat nimic, dar da, ai făcut, te -ai uitat la semne, ai înțeles, ai făcut ceva? Nu, dar nu, că la mine nu, nu mi se întâmplă, nu e un parteneriat. Da. Și atunci când vorbim de acest, de acest parteneriat, asta înseamnă că se activează energia arhanghelului mine. Deci eu îl am pe arhanghelul în mine. Arhanghelul Mihail în mine, se activează energia lui, și eu, în acest parteneriat, reușesc să uh, îmi îndeplinesc ceea ce este uh, menit pentru mine. că ei, aici, iarăși, o mențiune. Foarte multă lume crede că la cursurile mele sau în tabere, noi levităm, suntem undeva acolo, uh, pe norișori. Nu, noi lucrăm foarte mult și îngerii nu stau ce vrei tu câteodată îți dau câte o experiență, mm -hmm. pentru că tu ai nevoie să înțelegi ceva. Deci ca să înveți iertarea, trebuie întâi să suferi și tu ai lecția în viața asta să înveți iertarea. Dar ei te țin de mână în experiența aia și o să treci mult mai ușor. Dar asta nu înseamnă că dacă noi integrăm Îngeri în viața noastră, viața noastră o să fie roz, nu o să mai avem nicio problemă. Da? Dar noi o să gestionăm tot ceea ce vine spre noi în viața asta cu totul și cu totul altfel. Uh -huh. Și nu mai faci o tragedie când ți se întâmplă ceva. Dacă cazi în energia de victimă, imediat îți dai seama și te ridici. Deci este cu totul și cu totul altă um, energie și cu totul și cu totul altă viață în momentul în care lucrezi cu îngerii. În afară de asta, trebuie puțin să împrumutăm din uh, ceea ce citim despre comportamentul lor. Pentru că, dacă noi suntem uh, plini de ură, de răutate și, uh, cum să spun, ne rugăm îngerilor să ne ajute, uh, probabil că vom simți o formă de ajutor. Dar, până când noi nu ne schimbăm, nu avem cum să avem rezultate extraordinare. Vreau să spun că uh, eu las casa întotdeauna când plec, chiar și până în colțul străzii, să cumpăr pâine, o las în grija lor. Asta fac și peste noapte. Și, în general, cam tot ceea ce se întâmplă în viața mea, i-am ca parteneri și ca. cum să spun. Nu vreau să spun ca ajutor și sprijin, pentru că n-aș vrea să fie asta făcută doar atunci când am nevoie, știi? Pur și simplu, așa cum ți la început, fac parte din viața mea. Hai să vorbim un pic și să le explicăm celor care nu știu, poate aud pentru prima dată, cu toate că mă îndoiesc că aud pentru prima dată, dar care nu știu exact cum se lucrează cu îngere, cum funcționează această terapie. E foarte simplu. Trebuie să fim deschiși, să primim ajutorul, să cerem ajutorul pentru că ei nu ne ajută dacă nu cerem ajutorul. Și și dacă cerem ajutorul și nu suntem sinceri, -o să nu o să-l primim pentru că, -o că să o pe da? nu o să-l primim pe nimeni. Da, pentru că nu, nu percep. Și asta încerc să le spun la oameni apropo de ce ai spus și tu mai înainte. Știi că dacă suntem plini de ură, frustrare, inclusiv dacă suntem plini de... Suferință și de victimizare, adică că noi ne considerăm niște victime ale destinului, eu văd lucrurile în felul următor. Suntem pe o vibrație extrem de joasă. Ca să putem să coborâm, să, uh, ca să putem să lucrăm cu ungerii și să le cerem ajutorul, noi trebuie să ne ridicăm vibrația. Cum ne ridicăm vibrația, spunem sincer că avem nevoie de ajutor. Atât trebuie să facem. Dar trebuie să fim sinceri, să cerem ajutorul cu sinceritate, să vrem să facem tot ce ține de noi, să ieșim din situația respectivă fără a mai ne victimiza. Asta înseamnă să ne asumăm responsabilitatea, să iertăm, să renunțăm la judecăți sau toate lucrurile care poate ne-au adus atunci în momentul ăla de vibrație joasă, și în momentul în care noi spunem am nevoie de ajutor, ei își fac simțită prezența. Cum își fac simțită prezența? Asta e foarte important. Noi primim tot timpul mesaje și aceste mesaje pot să vină prin cele patru claruri, că vorbim de clar vedere și aici vorbim și despre numerele pe care le vedem, că vezi 777, vezi 42 care se repetă de nu știu câte ori, ăla este un semn de la înge și ca o numere de înger și o să-ți dai seama, băi stai un pic, că, uite, mesajele ăstea uh, îmi vorbesc. Da, numerele ăstea îmi vorbesc. Vezi un panou și zici, mamă, m-am gândit la chestia asta și am văzut panoul ăla. Deci ăsta e mesaj. Asta e clar vedere. Ceea ce noi vedem, putem vedea cu ochiul liber, dar putem să și vizualizăm. Adică am acele flash sau meditație, pot să vizualizez ceva care mă ajută pe mine să-mi rezolv acea situație în care eu sunt. Vorbim despre uh, clar audiție și aici iarăși este exemplul cel mai simplu când vorbim despre melodii, versurile de la o melodie care se tot repetă, că ai intrat, nu știu, într-un magazin și atunci s-a pornit melodia aia, că ai dat drumul la radio și ești în mașină dacă uh, vorbim și despre oameni care vorbesc uh, pe lângă tine, da? trece un om pe lângă tine și vorbește cum am mai pățit eu și dau des exemplu ăla, trebuia să iau o decizie și a trecut cineva pe lângă mine și a zis, da, e o dată decizia aia sau nu? Și eu știu că cu mine vorbea, deci el vorbea la telefon. Deci el a fost mesajul pentru mine. Și atunci, prin clar audiție, iarăși primim mesaje și învățăm și cea a, da, deci asta este ceea ce trebuie să fac clar cunoașterea, clar cunoașterea, te trezești și zici, Băi, trebuie să mă duc să fac asta, dar de ce trebuie să, nu știu, așa simt că trebuie să mă duc să fac asta. Și trebuie să ascultăm, mm -hmm. trebuie să-l sun pe ăla, nu știu de ce trebuie să-l sun, da? trebuie să scriu mesajul ăla, deci primim un mesaj efectiv prin această clar cunoaștere că trebuie să facem ceva și nu știm de fapt de ce trebuie să facem lucrul ăla. Și mai avem clar simțirea. Că noi simțim când un om are o vibrație mai joasă și ne simțim mai urea după ce ne-am întâlnit cu el, că parcă ne-a stors de energie. Simțim că un, un lucru este bun sau nu este bun pentru noi, inclusiv la nivelul corpului fizic. Da? Că tot avem și uh, piele de găină, de multe ori, în anumite situații când primim tot felul de confirmări. Deci ei ne transmit. Mesajele, iar noi, da, noi trebuie să acționăm. Să zicem, dacă primim mesajul, dute acolo, noi trebuie să mergem acolo, pentru că am primit acel mesaj. Și, în felul ăsta, ei ne ajută, ne susțin, ne aduc în cale exact persoanele potrivite, ne creează contextul potrivit pentru a rezolva o anumită situație. Deci, cu asta începem. Ce e interesant că foarte multă lume se teme sau spune, leu, dar să nu-i deranjezi. <laughs> Și nu-i vorba că-i deranjăm, îmi place mie să -mi spun, ei sunt desemnați pentru noi cu normă întreagă, asta este menirea lor, mm -hmm. să ne ajute pe noi. Acum că vorbim despre îngerii păzitori care sunt personali, ăia nu îi împărțim cu nimeni, ăia doar cu ochii pe noi să ne întârzie dacă să nu pățim ceva din toate punctele de vedere, și arhanchele sunt pentru toată lumea și ei pot să ne ajute în același timp pe toți cei care avem nevoie de ajutor și le solicităm ajutorul. Deci nu este că îi deranjăm, ci ăsta este jobul lor și chiar se bucură că noi uh, cerem ajutor. Da, deci avem mai multe tipuri de îngeri. Sunt. Uh... De aici ne spui, îngeri, călăuzitori, îngeri, îngeri, angel, câte tipuri de îngeri avem? Păi, ca să facem așa o mică, să, să nu mergem până sus, că sunt niște ierarhie angelice, dar să vorbim despre ăștia care sunt cei mai aproape de noi, vorbim de îngerii păzitori, care sunt cei mai aproape de noi. Uh, mie mi-au transmis foarte clar că noi venim cu doi îngeri păzitori. Și de ce cu doi? Pentru că noi trăim într-o lume duală și îngerii uh, aceștia sunt uh, cu energie preponderent masculină și energie preponderent feminină, deci ei nu au gen, dar energia lor, așa cum este Mihail sau, de exemplu, Ariel, care are energie preponderent feminină, mihail are energie preponderent masculină, așa și îngerii păzitori. Uh, cu ăștia doi venim pentru a ne susține în această lume uh, duală, iar apoi... Uh, noi primim toți mai mulți îngeri păzitori în funcție de uh, misiunea pe care o avem, dacă ne urmăm misiunea, nu ne urmăm misiunea, pentru că noi primim de-a lungul vieții foarte mulți îngeri, dar sunt îngeri păzitori care ne susțin și putem avea cete de îngeri, dar venim uh, cu cel puțin uh, doi. Iar apoi avem pe Arhanghel. Adică avem îngerii, nu. Avem îngerii păzitori, avem îngerii și apoi avem arhangeli Îngerii uh, care sunt foarte, foarte mulți. Vorbim despre îngerii care pot să fie îngerii călăuzii, îngerii bucuriei, îngerii puterii, îngerii curajului, îngerii parcării, îngerii, ce vrei tu. Sunt o grămadă de îngeri care ne ajută pe diferite aspecte din viața noastră, da? Uh, ei sunt, că de am trecut la arhanghel, ei sunt, de fapt, coordonați de către arhanghel. În mesageri. Da, deci arhangelii um, au în subordine, cum ar veni, acest înger, acești îngeri și dacă cerem, de exemplu, ajutorul arhanghelului Mihail, îi trimite și pe Îngerii Curajului, dacă avem nevoie de asta pentru a ne susține, să avem curaj sau să facem ce avem noi de făcut. Deci, apoi vin Arhanghelii, care sunt extrem de mulți, dar noi, în acest moment planetar, că despre asta vorbim, avem câțiva care au ieșit în față cu lecțiile pe care noi trebuie să le învățăm în acest moment. Că este vorba despre. Arhanghelul Ariel care este Arhanghelul anului 2024 care ne învață despre putere și despre ego și ne aduce tot felul de capcane ale egoului și ne spune că noi trebuie să fim una, da una suntem este mesajul acestui an, dar să fim una fiind un exemplu de vibrație înaltă și arătându-le celorlalți că se poate, despre asta este vorba și este un mesaj foarte frumos și susținător de la Arhanghelul Ariel, că vorbim despre Mihail, că vorbim, am venim după 2 ani în care Arhanghelul Gabriel ne-a susținut să ne trezim și am observat că foarte multă lume s-a trezit în uh, anii aceștia, 2022-2023 și... Uh, avem surprize pentru că în 2023 Arhanghelul Gabriel mi-a spus că o să meargă la nivel de mase și ce s-a întâmplat, foarte multe persoane publice au început să fie deschise pre zona asta spirituală, ceea ce a ajutat foarte mult lume să se deschidă. Deci avem acești arhangeli cel puțin 15 care sunt doar cei mai cunoscuți în acest moment, ei fiind mult mai multe decât 15, dar ei au fost desemnați să ne susțină Acum aici în acest moment că vorbim după aceea de a ajungem mai sus ca și nivele până ajungem la heruvim la serafim însă noi până aici putem să ducem nivelul de vibrație să ne gândim că avem o priză nu putem să punem într-o priză de 220 mai mult decât 220 noi. Aici, ca și fizici, ca și energie, nu putem să ducem mai mult, putem să avem momente în care putem să descărcăm, da, și mesaje de la Dumnezeu, de la Heruvim, de la Serafim, dar măcar să o facem uh, asta, da, să lucrăm cu arhanghelii, care sunt cel mai la îndemână, uh, să lucrăm cu un. Îngerii noștri, păzitori cu îngerii pe toate domeniile, măcar asta să o facem zilnic, nu neapărat să mergem mai sus, pentru că e foarte greu să susținem vibrația despre asta este vorba. Nu că nu ne este permis, dar nu putem să ducem toată acea uh, energie de vibrație așa înaltă, pentru că noi aici, pe Pământ, avem această dualitate, avem aceste energii de vibrație joase. Și noi suntem compuși din lumină și în întuneric, fiecare dintre noi, și ne lovește pe întunericul ăla din noi în momentul în care noi forțăm lucrurile. Că trebuie să înțelegem și asta. Adică să lăsăm să vină, să se, să se coboare și energia aia, și noi să ne ridicăm și să facem acest parteneriat împreună. Cred că sunt foarte puțini oamenii care nu suferă de problemele atât de răspândite în ziua de astăzi, cum ar fi probleme de somn, probleme de concentrare, probleme de sănătate. Comparați cum era viața voastră înainte și cum este după ce ați luat orsorul. Eu am simțit schimbările încă din prima seară. Vă recomand să faceți același exercițiu și vă garantez că nu vă veți putea despărți de el. să vorbim puțin despre îngerii păzitori, acei îngeri care sunt atribuiți fiecare persoane la naștere. Care ar trebui să fie relația noastră cu ei și cum intrăm, cum comunicăm cu ei? Îngerii păzitori uh, sunt uh, o diferență foarte mare sau o diferență dintre îngerii păzitori uh, sau îngerii care ne ajută pe diferite domenii și arhangelii uh, este că îngerii păzitori sunt extrem de jucăuși. Ei au o energie din asta copilăroasă, o energie. Jucăușă, o energie, adică dacă începi să lucrezi cu ei și îi rogi să te susțină, o să te trezezi că îți fac și tot felul de. de. nu știu, te. te gâdilă în anumite momente, îți iau, îți ascund anumite uh, obiecte sau nu le găsești și primești mesajul unde sunt. Sunt, uh, sunt extrem de jucăuși și uh, sunt uh, cei care ne ajută și ne susțin să uh, avem parte în primul și în primul rând de siguranță la nivel fizic. Adică ei sunt cei care ne întârzie dacă doamne ferește poate putem să avem un accident de mașină Uh, ei sunt cei care, uh, dacă avem nevoie, uh, fac în așa fel încât să ne întârzie, dacă uh, trebuie să ne întâlnim cu cineva și să se orchestreze divin acea întâlnire. Ei ne deschid pagina la laptop exact acolo unde este un mesaj ca să ne ajute pe noi și să înțelegem că ăla este mesajul pentru noi. Deci, ei lucrează foarte aproape cu noi, dar atât de aproape și atât de atât de integrați sunt, încât de cele mai multe ori uităm de ei, pentru că sunt fac parte din noi și uh, de multe ori nu i mai recunoaștem, așa cum mai mergem la arhanghel, cum lumea zice, sărim peste ei, da? Ori noi trebuie să învățăm Să lucrăm și cu ei și să le aducem recunoștință pentru că au grijă De noi în fiecare moment Și cum putem să ne conectăm cu ei Eu chiar am o meditație pe, pe YouTube O meditație pe care poate să o facă Oricine unde poți să-ți afli și numele Îngerilor tăi păzitori Poți să te conectezi cu ei Și uh, la fel cum te conectezi Și cu Arhanghelii începe această relație Tu pui întrebarea Iar după aceea te folosești de cele patru claruri. Ce văd, ce aud, ce simt, ce mesaje primesc. Da, am pun întrebarea, ok, dragii mei îngeri, e ok să mă duc acolo, e ok să pornesc acum. Și după aceea văd care sunt mesajele pe care eu le primesc. Și în felul ăsta lucrez cu ei și uh, le onorez prezența. Best o noi integrați în zona asta a logicii, așa cum am fost educați cu toții, gândim că atunci când se întâmplă un lucru de genul acesta, nu când se deschide pagina acolo unde te și gândeai, mă um, rog, e o chestie de întâmplare, este... Um, nu punem nici cum pe seama îngerilor. Da, eu tot timpul le zic, absolut tot ce se întâmplă este undeva orchestrat. Și atunci uh, trebuie doar să observăm și trebuie să cerem mesaje. Dacă de trei ori apare mesajul care ne transmite același lucru, este de la Înger. De foarte multe ori, ce se mai întâmplă este că interpretăm mesajele. Ori nu trebuie să le interpretăm. A, dacă am văzut este aia, asta înseamnă și începem noi. Da? Care să, să punem de la noi. Noi nu trebuie să interpretăm mesajele și ce, a, ok, am văzut chestia asta, bun, am înțeles, dar mai dați-mi un semn. Și cum zic eu, ca la proști, așa, că zic, poate nu pricep eu așa, dar dați-mi ca la proști. Și mai primesc un semn. A, deci asta trebuie să fac. Și după aceea mai clarific, mai dați-mi un semn ca să știu sigur. Și când ți-l dă pe al treilea, deja atât este de clar că nu mai... Nu, nu mai Asta e jurnalistul care da. și ia informația din trei surse. Da, Elia exact. putem spune că nu există coincidențe sau dacă mm, există, da. sunt foarte rare. Deci este mâna lor. Vreau să să vorbim un pic mai mult despre îngerii vindecători. Pentru că fiecare dintre noi avem câte o problemă. Fiecare dintre noi, la un moment dat, suntem, uh, uh, cum să spun, prinși așa în. în uh, a merge la medic să rezolvăm, dar poate că nu avem o problemă de medic, poate că nu avem încredere, poate nu avem uh, curaj. Uh, întotdeauna ne facem mai multe probleme înainte de a ști exact ce se întâmplă cu noi, iar cred că acest lucru cu, cu îngerii vindecători ar putea să ne echilibreze, în primul rând. Da. Este foarte important în ce stare suntem atunci. Când ne confruntăm cu o situație de sănătate. Cum o privim, cum ne poziționăm vis-a-vis -vis de ea, este până la urmă primul pas către vindecare. Da, și să nu ne dăm puterea, pentru că de cele mai multe ori asta se întâmplă, ne dăm puterea de obicei medicilor, terapeuților și zicem, da, mă duc și mă vindecă cu tare, dar ne dăm puterea. Deci, de fiecare dată când avem o situație de genul acesta, noi trebuie să o adresăm. Și trebuie să o adresăm imediat, pentru că mesajele uh, noi somatizăm cu mult mai mult înainte de a se manifesta pe corpul fizic. Și eu tot timpul le spun la oameni, fii atent că ți se dau mesaje când deraiezi este de la drum. Și ți se spune, ba o dată, ba de două ori și începi. Să te doară una, să te doare cealaltă. da. Și când începem să avem deja somatizări pe corpul fizic, trebuie să ne ducem un pic, mai stai un pic, când a început chestia asta? A, atunci, ce trebuia să fac atunci? A, n-am luat decizia aia. A, deci despre asta e vorba. Hai să mă duc să văd ce pot să fac eu concret, cer ajutorul pentru a schimba acea situație. Deci, eu poate somatizez, nu știu, uh, am uh, anumite dureri de stomac, da? Sau am anumite probleme. Eu, de fapt, trebuia să iau o decizie pe care nu am luat-o și eu trebuie să mă duc la acel moment să știu despre ce e vorba. Și aici le cerem tot timpul uh, îngerilor să ne ducă la cauză, la sursa care a provocat acea problemă de sănătate. Deci eu asta e da? Dumă la cauză, la sursă. Însă, de multe ori, poate să fie târziu. Adică manifestarea pe corpul fizic să fie destul de evidentă sau să ne fie greu să mai, uh, să mai lucrăm da, doar din punctul ăsta de vedere energetic, spiritual, dar ce facem? Facem ce e de făcut, luăm decizia aia, facem curat, dar avem nevoie de susținere, da, în tot ceea ce înseamnă lucru cu corpul fizic. Și eu sunt, uh, sunt uh, de părere că depinde de fiecare situație. Avem nevoie de mai multe tipuri de terapii. Trebuie să rugăm pe Înger și pe Arhanghelul Rafael să ne aducă în cale exact acea terapie exact cei oameni sau medici, pentru că câteodată e nevoie și de medicina alopată, nu sunt pe, pe ideea că ne vindecăm doar prin rugăciune și meditație, ne putem vindeca dacă lucrurile sunt incipiente și am rezolvat ceva da, destul de, de vreme, câteodată este prea târziu și acel proces prin care noi trecem este un proces Poate karmic este ceva necesar. Și atunci noi trebuie să cerem ajutorul și să vedem ok, da, să mă las ajutată de orice persoane, de orice terapie care mă susține și uh, mă ajută în acel context și uh, nu niciodată dacă pot să vină tot felul de situații pe care va trebui să le gestionez, alea pe care le-am băgat sub, sub preș și de aceea este, de multe ori, greu să facem asta, de aceea multă lume în acest proces al, uh, al vindecării poate trebuie să ierte și nu știe cum să ierte, uh, poate trebuie să învețe să primească, pentru că, uite, de exemplu, cancerele sunt din cauza faptului că oamenii nu știu să primească și au vrut să facă totul pentru că au vrut să cerșească iubire, crezând că dacă se sacrifică și fac totul pentru toți cei din jur, ceilalți o să-i vadă și o să-i aprecieze. Mm. Și s-au pus tot timpul pe ultimul, pe ultimul loc și boala asta poate să fie. Dar vedeți-mă odată și pe mine. Uite, aici sunt. Și atunci trebuie să-ți dai seama de ce ai ajuns în acest moment și să, să recunoști că te-ai lăsat pe ultimul loc. E neglijat, că nu te iubit. Da, Și să da. te pui pe primul loc, să te iubești, să te ierți și să ieși și pe ceilalți, că ei poate n-au înțeles mesajele da, care. Le Cei mai mulți spun, pot să iert, dar nu uit. Există iertare fără a aplica și uitare? Um, de obicei spunem că este asta ca o formă de pedeapsă, știi, să te am la mână, știi? Că să, simte, să nu te uiți. Deci, da, te -am da, atată, ori asta da. nu este iertare până la urmă, da? E. Și eu tot timpul spun că iertarea este cel mai greu proces pe care ni l-a dat Dumnezeu în viața asta, pentru că iertarea poți să-ți o propui că nu o întiată. Iertarea. Se produce într-un moment necunoscut. Dintr-o dată îți dai seama, bă, dar nu mai simt lucrurile alea, dar nu o să poți să pui de ce tu, băi, am iertat fix joi la ora 2 la atunci. Nu, nu, o să, nu știi când s-a produs iertarea. Trebuie să lași acest proces să ți-l propui, să lucrezi cu îngerii, să vindești foarte mult, să faci foarte multe eliberări, pentru că aici vorbim foarte mult și de eliberarea de trecut și este aici și Arhanghelul Jeremiel, sunt câțiva Arhanghel care te ajută. Deci ei te ajută în fiecare moment și ce mi se pare foarte interesant, apropo de uh, vindecare, că revin la energia asta, vindecării, uh, foarte mult timp când făceam inițierele la hângelului Rafael, uh, nu vroia să vină singur, în sensul în care la inițiere Venea împreună cu Mihail și zice, ai că lucrăm cu Mihail pe energia. Știi, Mihail, chirurgul, dacă este cazul, venea cu uh, vreunul dintre arhanghel și uh, tot am încercat să văd, dar de ce nu vrei să vi foarte mult timp? Deci, nu, efectiv, în momentul în care vreau să fac inițiere cu Rafael. Mai venea careva niciodată, nu singur. Și am zis, uh, mesajul pe care l-am primit a fost, voi îmi puneți în cărcă foarte multe lucruri. Voi credeți că dacă vor ziceți, haideți, uh, haide Arhanghele Rafael, uh, adum un miracol, eu pot să fac miracole fără să te implici, îmi puneți foarte multe în cârcă. Voi trebuie să învățați că conștientizarea puternică și faptul că sunteți deschiși să conștientizați Anumite lucruri, acea conștientizare puternică aia este vindecarea. Mm -hmm. Și trebuie să faceți asta, adică să fiți dispuși să conștientizați sursa, mm -hmm. da? nu doar doamne dă, vindecă fără să fac uh, nimic, fără să nu mă implic în acest proces. Știi? Și în ultimii ani a venit, mai, a venit singur și zicea, în sfârșit începeți să învățați și voi că trebuie să vă implicați în, în acest proces. Și ai observat Cred că și tu că sunt foarte multe terapii de la recolhilii, de la medicină germanică, da? pentru că lumea și-a dat seama că trebuie să se implice să afle sursele, să înțeleagă de unde vin, pentru că îngerii ți-aduc în cale exact acea terapie de care tu ai nevoie și sunt acum o grămadă de terapii și avem acces la o grămadă de terapii sau o grămadă de inovații, inclusiv în medicină, care pot să ne ajute și să ne susțină. Dar noi trebuie să fim deschiși, să avem acea conștientizare, să zicem, au, de acolo mi se trage, sigur de acolo mi se trage, da? Știu că dacă am acele probleme pe ficat, pe fiere. E clar că am adunate foarte multe frustrări și trebuie să mă duc unde îs frustrările astea, în ce domeniu, de ce anume îs în energia aia nemulțumirii, ce pot să fac să ies de acolo, cum aș putea să mă iert pe mine. Și de acolo începe. Iar un exercițiu pe care eu îl folosesc foarte des... Ai citit e... Exact, da. Asta. să trebuie să ne dăm un exercițiu. Un exercițiu este să scrie acelei versiuni tale. Îți scrii, știi tu că, nu știu, aia, ți-ai dat seama că n-ai luat decizia aia atunci, n-ai făcut o chestie atunci și de atunci ai început să somatizezi, ai început da, să aduni tot felul de frustrări, nemulțumiri, neputință. Te duci la acea versiune a ta, da? Delia de atunci, da? care uh, nu a putut, atunci atât a putut. Și îi scrii, uite, știu că tu atât ai putut, uh, te iert, te eliberez, îți mulțumesc, că înseamnă că eu am ajuns aici, că trebuia să conștientizez anumite lucruri. Da? Și îi scrii acele versiuni, dar cu toată iubirea, cu toată dragostea, fără să mai porți, că nu purtăm... Da, zice, bine, n-ai fost în stare. E, uite, te-ai văzut din cauza ta. Uite, da, trecutul ăla ne urmărește. Nu, versiunea nu a, a, aia nu știu mai mult, nu putea mai mult, oricât de mult ai fi cerut. Și atunci trebuie să îi scrie acea scrisoare și să eliberezi acea versiune a ta, iar apoi iarăși vezi semne, da, faci meditație, vezi ce, ce alte, alte lucruri ți se mai arată. Da. Uite, eu cam așa procedez. Eu mă rog să mă lase să am acces la energia care să-mi ajute corpul meu să înceapă procesul de vindecare. Asupra bolilor știute și neștiute din corpul meu, că multe poate eu nu le știu. Pentru că mă gândesc că. Și eu trebuie să particip. Nu pot să stau așa și să zic vin o arhanghel exact. Rafael și fumă pe mine bine și eu stau exact. pe spate, nu schimb nimic în viața mea și aștept să faci o minune. Întotdeauna mă implic în asta. Da, și asta este cheia, că lumea se așteaptă, știi? Și eu le spun tot timpul, măi, nu trebuie să dați puterea nici măcar îngerilor. Adică nu dăm puterea nimănui. Puterea este la noi și trebuie să fie la noi tot timpul. Ce mi se pare extraordinar și o metodă pe care eu o practic deja de foarte mulți ani, am un mentor pe Caroline Mis și fac atelierele de arhetipuri. Sunt peste 70 de arhetipuri. Sunt extrem de puternice pentru că aceste arhetipuri. Cum arhetipurile cunoscute pot să fie salvatorul, sabotorul, dar avem și arhetipurile precum mama, precum, uită funcționarul, putem să avem uh, vampirul, dar sunt tot felul de arhetipuri care, de fapt, spunea Caroline Mis, sunt niște entități, niște energii care preiau controlul în viața noastră la un moment dat și ne trezim că facem lucruri care nu ne reprezintă și ne-au întrezit, mamă frate, dar eu ce am făcut? Eu am fost asta. Da? Și te zi, mă, dar m-am victimizat în ultimul hal, dar cum am ajuns acolo? Și când încep să lucrez cu arhetipurile astea, eu chiar le-am pe, pe, site o parte, că mi-am propus să le fac pe toate, pe toate dar n-am ajuns nici la jumătate. În momentul în care tu lucrezi cu arhetipurile astea, deci mi s-a părut extraordinar Ultimul care l-am făcut a fost sclavul. Și mă gândeam, zic, mă ce sclav, că da, nu ai o alegere, dar poți să fii sclavul mâncării dacă mănânci emoțional. Da. Poți să fii sclavul misiunii personale sau misiunii uh, să, dacă ești orcăholic. Trebuie mm -hmm. să recunoști acest aspect. Și foarte interesant că, fiind ca o energie, tu te adresezi acestui aspect, mă ajută Arhanghelul Mihail și ți îl vezi. Mm -hmm. Și vezi. Uh, Energia aia a sclavului, vezi energia aia a salvatorului, vezi cum arată, știi, și interacționezi și îl întrebi ce vrei, dar de ce ești aici? Și se întâmplă niște uh, conștientizări, se întâmplă miracole de fiecare dată, și mi se pare că este unul dintre instrumentele de vindecare în acest moment extrem de rapidă, pentru că tu în momentul în care conștientizezi de ce anume acționezi într-un anumit fel, de ce anume ți atrage anumite lucruri, pentru că tu activezi acel arhetip și începi să-l ții pe sub supraveghere că el mai încearcă să mai preia controlul, dar tu îl știi mm -hmm. și îl prizi de fiecare dată când, când vezi că iarăși intri în energia aia și zici stai, 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 stai că nu, 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 nu mai intrăm în același joc, se întâmplă lucruri absolut magice. Adică am avut și uh, în tabere și am avut și în la evenimente persoane care au ieșit poate din relații toxice, care poate nu puteau avea copii pentru că erau în, în energia virginei sau, da, adică erau tot felul de astfel de, de uh, arhetipuri care în momentul în care le-ai conștientizat și ai lucrat cu ele s-au întâmplat lucruri miraculoase. Da, până mi să ne pare, gândim. Da, și împreună cu arhanghelii, da, lucrăm. Până să ne gândim că alții ne fac tot felul de bucurii, să ne canalizăm și să vedem ce facem noi, cum ne blocăm noi. Pentru că, vezi, atunci când un om nu reușește să facă un lucru, zice a, mi a făcut, mi-a trimis niște energii, mi-a făcut și uite, nu, nu mi se deschid drumurile, sunt blocată, da. Uiți să te gândești înainte la ce faci tu. Exact. Pentru că noi avem uh, cea mai mare forță asupra noastră, și în bine, și în rău. Aici e foarte simplu, din nou. Eu trebuie să mă întreb și să mi se arate foarte clar dacă o anumită situație o blochez de eu, vine de la mine. Poate nu-i momentul, că și aia trebuie să știu, sau într-adevăr există anumite energii care mă blochează, dar atenție, ele nu mă blochează că mă blochează, eu le permit să mă blocheze, Correct. eu le dau voie, pentru că vibrezi pe, poate și eu, pe o, fiecare dintre noi avem, cum îmi place mie să le zic, avem niște breșe, că nu suntem perfecți, avem și noi partea asta noastră de întuneric, și atunci și noi vibrăm. Putem să zicem, ok, persoana aia e invidioasă. Și eu zic, da, eu nu sunt invidioasă. Eu nu. Da, da, poate, nu știu, te-ai la cineva care avea 90, 60, 90 în ziua aia și ai zis, uite ce bine arată asta eu până când ajung la alea. Deci aia e tot o formă de invidie. E până la urmă. Și atunci, bineînțeles, a creat breșa și persoana respectivă te poate bloca pentru că tu i-ai permis. Despre asta e vorba. Și când îți dai seama, asta un pic, eu blochez, ce pot să fac și cer ajutorul să deblochez, sau mi se spune, cum am avut eu două luni, am avut acum, în care mi s-a spus, uh, nu lua decizii. Mama, deci am zis că în citire anuală și eram două luni de zile, zic, nu știu cum să fac, hai să... și au venit o felul de provocări și mi-am dat seama, am, totdeauna mi-ascultam citirea și zic, nu am voie luna asta, <laughs> stai să stau cu minte, pentru că mi s-a spus foarte clar, nu ai toate informațiile, o să faci uh, uh, ceva ce o să regreți, stai liniștită. Din iulie încolo mai discutăm, da? Dar până, deci, mai și iunie, stai cu minte. Și atunci am zis, ok, stau cu minte dacă așa trebuie să fac, fac numai ceea ce știu că este ok și cer călăuzire să primesc lucrurile de care am nevoie. Iar dacă am rezonat cu o energie de vibrație joasă și simt că e o energie care mă apasă, că sunt persoane care, într-adevăr, ne transmit energie negativă sau mai ales dacă ești o persoană care, să zic, ai acces sau lumea te privește, da? Da, mai poți să atragi tot felul de energii de vibrație joasă. Eu întotdeauna spun să se trimită înapoi cu lecția atașată. Pentru că și eu de fiecare dată, dacă fac o prostie și mă uit la cineva și sunt invidioasă, mi-ar plăcea să mă tragă cineva de ureche și să zică, Delia, ce faci? Deci, în momentul în care și este pe testate, am testat lucrul ăsta și cu persoane care erau în încăpere, am testat de foarte multe ori lucrul ăsta și în momentul în care trimiți înapoi cu lecția atașată, persoana respectivă știe ce a făcut și are șansa să se redreseze. Și tu poți să ai schimbarea, deci efectiv în momentul în care e terminat de zis fraza asta, ție ți s-a schimbat starea. Ok, poți să detaliez un pic ca să înțelegem. Da. Ce înseamnă trimite înapoi cu lecția atașată? Pentru da. că da Vreau să eu... fost prietenii noștri. Da, în momentul în care să spunem, ți s-a făcut rău. Păi nu știi, nu știu, pur și simplu. Mi s-a făcut rău, mă doare capul, nu știu, da, a venit ceva din senin. Deci e o chestie din senin. Um, și eu spun, ok, tu trebuie să tai de la mine, eu o stare e de la mine sau este de la altcineva, nu mă interesează niciodată de la cine mesajul de la Înger va fi instant. Ți se va spune, e de la tine, du-te, fă un duș, fă o curățare, fă o meditație, sau ți se va spune, nu ai agățat energia. Aia. Și atunci îți voi rog pe Arhanghelul Mihail să trimită energia asta, care nu este a mea, am luat-o, îmi pare rău, nu e a mea, nu vreau să o iau, da? să o trimită înapoi la persoana care mi-a dat-o, conștient sau inconștient, iar persoană, tu în secunda doi, da, nu o să mai ai absolut nimic. Și uh, poate să fie, am întâlnit persoane care mi-au zis că s-au dus cu autobuzul, s-au pus lângă o persoană și persoana aia s-a uitat la ei într-un anumit fel. Și în momentul în care eu am întrebat, e a ta energia sau nu e alta, ta, i-a venit imaginea fetei din autobuz. De deci ce instant îți vine mesajul? Da? Iar persoana respectivă înțelege, adică primește ceea ce ea a făcut. Și atunci tu ai imediat uh, conștientizarea, stai un pic, eu trebuie să lucrez cu mine, băi, că nu știu ce am făcut astăzi, dar am făcut o lată, am judecat pe cineva. Deci ai această oportunitate de a te corecta. Pentru că în zona asta spirituală întâlnim foarte mult această nevoie de a fi doar lumină, de a-i salva pe toți, nu este responsabilitatea mea să rezolv pe nimeni că mi se cere ajutorul și eu sunt persoana desemnată să ajut că și asta este foarte important, că pot să-mi cere ajutorul, dar eu să nu fiu persoana potrivită, dar în momentul în care uh, eu iau pe la toată lumea, zice, dar trimite lumină, hai că ai să te ajut și pe tine îți curăți energia, facem aia nu. Pentru că noi preluăm karmic lecțiile persoanelor respective. Nu este treaba mea. Uh -huh. Nu este treaba mea să fac asta. În momentul în care eu încep să îmi hrănesc foarte mult energia Salvatorului, care este, apropo un arhetip, din punctul meu de vedere, toți din zona spirituală trebuie să facem acest arhetip și să lucrăm cu acest arhetip, că toți trecem pe acolo. Eu îl fac de câteva ori pe an, pentru că mă trezesc din nou că vreau să fac ceva, să ajut pe cineva. Că e parte din menirea noastră, dar nu trebuie să o facem crezându-ne deosebiți sau crezându-ne că eu pot să Uh, Curăți energia, eu pot să trimit lumină, eu pot să fac și pot să drag. că Nu despre asta este vorba. Și noi nu trebuie să luăm puterea nimănui. Puterea omului trebuie să fie la el. Noi trebuie să împuternicim oamenii să știe ce să facă, cum să facă și să înțeleagă că dacă, nu știu, când mergi la școală și nu-ți faci temele, iei o notă, nu? Deci nu putem și noi să trecem așa prin viață și să zicem, a totu-i permis, că tot suntem lumină și iubire și nu există negativitate, și nu există... Nu este așa. Și noi aici suntem pe tot felul de vibrații și de fiecare dată când ne mai scădem vibrația, noi trebuie să fim atenționați. Să zic, ei, ce, ce faci? Unde ești? Ia pre Vizuieșteți comportamentul ăla. De aceea, multă lume ajunge pe acel ego spiritual, că uităm, de fapt, că noi nu facem nimic. De fapt, se lucrează prin noi și noi doar trebuie să fim acel canal și să ne facem menirea acolo unde uh, avem treabă. Unde nu avem treabă, nu trebuie să ajutăm pe toată lumea. Nu toată lumea trebuie să înțeleagă ce facem sau. Uh, nu, nu e pentru toată lumea, este pentru cei care uh, sunt desemnați și cu care noi am semnat un contract că până la urmă noi semnăm aici niște contracte, cu cine ne întâlnim, ce avem de făcut aici în viața asta și în momentul acela, uh, lucrurile sunt cât se poate de clare. Da, foarte frumos spus și aici ar trebui fiecare să-și facă așa o introspecție, să gândesc că cam uh, cu ce doresc să îi împovăreze pe alții, cum se desputernicesc singuri, pentru că marea parte dintre noi facem asta atunci când uh, știm în sufletul nostru că am putea să ne ajutăm, dar uh, nu o facem, dăm în altă parte puterea. Eu zic că mai mult decât te iubești tu pe tine, nu te iubește nimeni, iar atunci când ești într-o situație de viață, ești primul care dorește cu toată fița lui să ieși din acea situație și atunci când mergi către un terapeut nu trebuie să-l împovărezi. Trebuie într-adevăr să-i ceri ghidarea, pentru că el știe, s-a pregătit și te poate ajuta să deschizi acele uși pe care tu singur ți le-ai închis. Da, da și uh, totdeauna terapeuții oferă călăuzire. Nu, sunt, uh, nu oferă rezultate garantate, nu ți oferă uh, te duci la ei și ei dețin adevărul și tu îi pui pe un piedestal. Porni din degete și te-ai vindecat. Da, nu există așa ceva. De aceea eu spun întotdeauna, cere îngerilor să te ducă la exact persoana potrivită care te poate ajuta și susține. Eu întotdeauna pun un filtru, eu pun un filtru apropo de oamenii care trebuie să ajungă la mine, să ajungă doar oamenii care pot beneficia de ceea ce eu am de oferit. Dacă nu știu, vii de curiozitate, dar nu ajungi la ședințele cu mine. Nu ajungi, pentru că eu am pus acest filtru și dacă eu te pot ajuta, te pot susține, te pot aduce anumite conștientizări, ne întâlnim. Dacă o faci doar din curiozitate, dacă o faci doar că vrei să-mi dai mie puterea și să zici, o de ea. da? o zis îngerii, da, o zis, poate îți transmit un mesaj, dar este responsabilitatea ta să pui în aplicare și să traduci mesajul ăla, da? Așa este. Vreau să-mi spui, Delia, ce faci tu în următoarea perioadă? Pentru că nu stai nicio clipă. Chiar <laughs> vorbeam înainte de emisiune că ești foarte activă. Mă uit, m-am uitat pe pagina ta pentru că am la ce să mă uit. Sunt oameni tineri în jurul meu care îți spun, îți urmăresc absolut toate postările. Da. E, uh... Probabil că te-ai întâlnit doar cu o parte din cei cărora le-ai schimbat un pic viața. Foarte mulți sunt în spatele ecranului care nu au îndrăznit să te sune sau. n a venit timpul! Să -a, te a venit acolo. timpul, da. să știi da. că există, și mulți. Da, acum știu, eu tot timpul spun că este întotdeauna momentul potrivit și le spun și la cei care vor să vină în tabere. Noi spunem că, cel puțin în tabere, ai primit citație, că așa se simte. Foarte multă lume nu, nu, nu știu de ce, au, de ce vin, mai ales în tabere, și eu simt că trebuie să vin. Nu știu ce faci, cum faci, dar știu că am primit citație. Um, deci eu în perioada imediat următoare o să continue atelierele lunare. Avem atelierele cu arhetipuri, o să lucrăm pe funcționarul ăla care ne enervează pe noi de la ghișeu, pentru că dacă te enervează funcționarul la ghișeu, există un funcționar în tine pe care trebuie să-l cunoști și trebuie să vezi ce e acolo. Uh, mai avem uh, seriile de meditații pe care o să continui să le, să le fac. Uh, după aceea am uh, două tabere în uh, perioada imediat următoare la Poiana Mărului. De fapt noi în uh, zona aceea mergem să ne conectăm cu părintele Arsenie Boca pentru că el este acolo, nu mai este de mult de la pri la Prislop, energia lui și e într-un anumit loc în șinca nouă unde mergem și lucrăm cu el și primim extraordinar de multe mesaje. Apoi am tabăra de la Egina din Grecia unde merg pentru a 11-a oară la Părintele Nectarie E o energie vindecătoare acolo, nu știu cum, n-aș putea să traduc niciodată ce se întâmplă acolo, pentru că este o energie extraordinară. Și de asemenea, în toamnă o să mai am o tabără la Sarmisegetuza, care am hotărât să o fac o tabără de arhetipuri, unde să lucrăm pe familiile de arhetipuri, pentru că sunt familiile care... Um, acele arhetipuri care sunt uh, pentru supraviețuire și care sunt acolo, care sunt și strămoșii noștri, și o să fie o tabără extraordinară în care noi vom lucra cu strămoșii noștri, dar pe diferite familii de arhetipuri. Um, pe data de 26 și 27 octombrie, o să am inițierea în terapia cu ungeri la București. Și pentru cei care poate sunt din alte localități sau sunt din alte țări, există și uh, varianta online a cursului de terapie cu ungeri, pe care l-am refilmat recent. Adică am refilmat tot, uh, tot cursul și urmează să. Să-l să adaug pe, pe site-ul meu și abia aștept Angels Day-ul de la final de an. La final de an organizăm acest eveniment care anunță Arhanghelul anului următor, mesajul anului, anunță sloganul anului, cristalul anului, toată energia anului ce vine pentru a ști care sunt. Um, instrumentele, eu tot timpul zic că îngerii ne spun, vezi că plouă, ia-ți umbrela. Dar că ei ne călăuzești sau cum mai spunem noi când vorbim pe grupurile noastre și spunem, ești în grafic? <laughs> da? Ești în grafic? Adică ai ascultat citirea? Ești în grafic? Se întâmplă lucrurile alea de care au zis îngerii și zice, da, 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 da am provocări acum, da, știu că cu îngerii alături o să, o să le depășesc. Eu mai am și o comunitate cu abonament lunar, chiar am avut acum recent un atelier, noi avem atelier în fiecare lună, avem cât un atelier și cei care se înscriu în comunitate e un abonament de 177 lunar, au acces la peste 15, cred că sunt deja, sau 16 ateliere care le-am făcut în trecut, au acces la un grup, unde suntem uh, împreună acolo tot timpul și pentru care fac citiri suplimentare, dau mesaje uh, speciale de lună plină, lună nouă, mesaj de ziua de naștere, un mesaj special de la îngeri și suntem, uh, suntem acolo uh, împreună și, și ne susținem și sunt foarte faine și atelierele acestea lunare. Ieri am vorbit despre comunicarea asertivă, cum ne ajută îngerii să comunicăm și cum putem să interpretăm mesajele de la înger atunci când vrem să comunicăm ceva și să înțelegem unde suntem și ce, ce urmează să facem. cele mai pot spune la oameni și ce îi ajută sunt aceste cărți oracol, pentru că dacă la, aici ai cei mai importanți Arhangel, sunt mesaje de la Arhangel. Și uite, vreau să scot eu un mesaj acum, să vedem pentru tine. Cine vine? Ia uite, vine Arhanghelul Sandalfon care spune că aută compania oamenilor ca tine. Deci, Olga, tu ai această menire de a crea comunități? De a aduna oameni ca și tine, dar asta face parte din misiunea ta, și la asta te ajută și Arhanghelul Sandalfon. Deci, aici sunt uh, cei 15 arhangheli uh, și uh, este un set atât educativ, adică îi înveți, este și o căr cărticică cu uh, toate detaliile, atât despre ei, cât și despre fiecare mesaj uh, în parte. Uh, îl avem aici, spre exemplu, și pe Arhanghelul Mihail, care ne spune: Știi ce ai de făcut? Foarte fain e că poți să iei câte o carte în fiecare zi și zici: Care dintre voi veniți astăzi cu mine? Și atunci, uh, ei mesajul și ei, Arhanghelul, și toată ziua, bună ziua, te conversezi și zi, vrei să-mi spui asta, ce aș vrea să învăț și în felul ăsta crezi niște legături fantastice cu ei. Plus că poți să faci citiri. Ai un. O întrebare și vrei să uh, vezi ce mesaj a îngerii legat de acea situație, și atunci poți să primești, uh, primești uh, răspunsuri. Uh, pe uh, cadouri pozitive este și setul ăsta de la Kyle Grey, pe care l-am tradus noi, rugăciun către îngeri, și mai este setul de tarot cu îngerii cu care eu fac uh, și citirile anuale și citirile uh, lunare uh, și primim uh, mesaje datorită acestor, uh, acestor cărți oracol, apropo și de cele patru claruri, ce văd, ce simt, ce văd, ce imagine, ce mesaj primesc când mă uit la acea carte, ce simt vis-a-vis -vis de de acea, acea carte ce se întâmplă în jurul meu că poate se pornește muzica poate strigă vecinul poate trece avionul da? și uh, știu imediat uh, ce am de făcut Delia, cum poți fi, cum poți fi tu contactată? Pe deliamureșan.ro deci acolo sunt toate detaliile uh, aveți și detaliile asistentei mele Dana și de asemenea se pot înscrie acolo și pentru ședințele individuale. Am un formular de înscriere pentru că la mine este pentru ședințele 1 la 1 este un, un timp de așteptare, ca așa este la mine datorită multor evenimente pe care le am, iar pentru evenimente au acolo absolut toate detaliile de înscriere, de plată și așa mai departe. Așa. Deci pe Facebook, pe Instagram, la... Da, acolo da. sunt și mesajele. Da, da peterea... are un număr de telefon ca să putem să-l trecem pe burtieră pentru prietenii noștri? Da. Perfect. Spune. Stai că nu știu pe de rost. <laughs> Hai pun acum. Așa. Uh, 0751 748 555 5, 5. Deci 0751 748 5, 5, 5. Notat și îți mulțumesc tare, tare mult pentru această sănătate. dragul, mulțumesc -a. și eu. Abia aștept să vii din tabără și să te contactăm din nou, să ne spui cum a fost. Da, și de fiecare care... dată e magic. Da. Nu, eu am pierdut șirul, cred că fac tabere din 2011, deci uh, s-ar putea să am peste 200 tabere la activ. Da. Deci sunt foarte multe tabere pe care, pe care le-am făcut și întotdeauna sunt uimită și întotdeauna sunt uh, încântată așa de tot, ceea ce, de tot ceea ce se întâmplă. Da, cu siguranță vor fi doritori să ajungă la tine, să te contacteze, vor fi întrebări legate Sigur. de această emisiune și... De acum îți fac inviteri. Oricând poți să scrie și pe infoarondeleamureșan.ro care este emailul uh, care este e care ajunge la mine și o să văd toate mesajele. Uh, ai văzut, mă pot contacta și pe Instagram și pe, și pe Facebook. Deci, deci au toate datele, așa că vă invit da. să o căutați. Uh, ești o persoană foarte plăcută, foarte plăcută. Încă o dată mi-a făcut mare plăcere să facem emisiunea. Aștept cu nerăbdare să ne revedem. Îți mulțumesc tare mult. Dumneavoastră vă mulțumesc pe De noi. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși și încă o dată, Delia, mulțumesc mult! O seară bună! O dragă mulțumesc și eu! Atâta timp cât există cercetători care au obținut și premiul Nobel uh, vorbind despre aciditatea apei și despre cât de nocivă este o apă acidă, uh, în momentul în care ai posibilitatea să folosești o apă cu o alcalinitate optimă pentru organismul uman, uh, nu prea ai de ce să întorci spatele. Pentru că întorci spatele în propriile tale vieți și propriile tale sănătăți. În momentul în care faci ce trebuie pentru viața ta uh, și... Tu poți, îți poți bucura viața și poți trăi altfel. Acest aparat pe mine mă face să mă simt bine și cred că și el este pro-viață,